Cupa presei organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț cu ocazia Zilei Pompierului, sărbătorită pe 13 septembrie, a reunit la start 12 jurnaliști. Aceștia au lăsat pixul, tastatura, microfonul sau camera video și s-au apucat serios să parcurgă cele două probe pregătite de pompieri. Printre zâmbete, hohote de râs sau încurajări zgomotoase, atât fetele cât și băieții au avut parte de o provocare. Probele sunt următoarele: trecerea peste bârna de echilibru, respectiv stingerea incendiului la tavă. În ceea ce privește desfășurarea probei, trecerea peste bârna de echilibru, înainte de a începe probele, vor fi realizate de către un coleg din cadrul inspectoratului. La trecerea peste bârna de echilibru, concurentul se așează la start, echipat corespunzător. La semnalul start va fi: atenție, stop, pornesc cronometru, da? Acesta aleargă 5 metri, ați văzut, ridică cele două role de furtun de refulare tip C, aleargă spre bârna de echilibru, o traversează. După traversează și coborârea de pe bârna de echilibru, la o distanță de 5 metri, lasă jos rolele de furtun și continuă alergarea încă 5 metri, finalizând astfel proba. Întrebări? Simplu, da? Credeți că a fost ușor? Unii au trecut cu brio. Atenție, start! Alții s-au descurcat mai greu. Iată și dovada. Băieții au trecut și prin proba de foc. Stingerea incendiului la tavă a fost precedată de numeroase discuții, sfaturi și chiar ponturi. Unii au avut chiar și ghinion. Și de pe margine, unii jurnaliști au participat cu sufletul. Încurajările au venit din mai multe direcții. Nu a contat postul de televiziune. Sportivitatea a fost la ea acasă. Concurența și exclusivitățile au fost lăsate la o parte. O experiență inedită. Tu ai ceva tradiție în a participa la astfel de competiții? Cum ți s-a părut anul ăla? La fel. Numai că un pic mai mulți concurenți. Da, într-adevăr. Într-adevăr, concurența e mai mare. Și mai buni. Care e recordul tău? Știu că ai participat. 680. Sper că vei câștiga și anul ăsta? Sper. Doamnește. O experiență inedită pentru cineva care doar montează, doar lipește imaginile, face munca cea mai grea în ceea ce privește creația. Da, e o relaxare momentan. Toată ziua lucrăm, muncim, stăm pe scaun și acum ne prinde foarte bine, mai și învățăm câte ceva nou. Deci e ca o alergare în jurul stadionului sau merge la seară, tot acolo se compensează. Ai avut parte de puțin din experiența pompierilor. Cât de dificilă ți se pare această meserie, mai ales că vezi zilnic munca lor pe imaginile colegilor din teren? E ceva foarte greu care fac și sincer mi-ar place și mie să fac la fel. E prima participare, cum ți s-a părut competiția? Destul de ok, mă așteptam la mai multe probe, dar eu zic că m-am descurcat destul de bine. Vei mai participa? Cu siguranță. Ai avut parte de un moment care pentru pompieri e ceva normal. Ție cum ți se pare? Mi s-a părut distractiv, tocmai pentru că e într-o cupă a presei, dar poate pe viitor cândva să fiu și pompier. Îți dorești? Nu neapărat, dar dacă se oferă ocazia, de ce nu? La final, după multă muncă din partea jurnaliștilor, arbitrii au decis. Locurile 4, 3 și 2 au fost ocupate de colegii noștri de la TLM, Gianina și Adrian, Ana și Cosmin, respectiv Andreea și Titi. Locul 1 la individual a fost câștigat de cel mai rapid operator de montaj.
Cosmin State a demonstrat că poate prinde viteză și pe bârnă, nu doar pe tastatură.